Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, municipiul Ploiești, ai cărui cetățeni vin să-i reprezint astăzi în fața dumneavoastră, a fost de-a lungul anilor unul dintre cele mai frumoase și boeme orașe din țară, pentru că apoi să devină și unul dintre orașele mari și puternic industrializate. De la Revoluția din 1989 până în prezent, majoritatea fabricilor și uzinelor, precum și a rafineriilor din Ploiești, au fost privatizate, iar în urma acestor privatizări, nivelul de poluare al orașului a crescut de la an la an, în ciuda încercărilor autorităților de a impune respectarea normelor legale. Așa se face că într-o reședință de județ în România anului 2016, cetățenii evită uneori chiar și să țină geamurile deschise, pentru a nu permite mirosurilor puternice emanate de rafinăriile și fabricile din oraș să le intre în case. Ceea ce este însă mult mai grav și mai trist este faptul că, de cele mai multe ori, aceste emisii atmosferice sunt realizate seara, ori pe timpul nopții, într-o încercare evidentă de a sustrage de la un eventual control al autorităților. Poluarea din Ploiești provine de la rafinării, fabrici de detergenți și alți agenți economici care otrăvesc aerul, apa și solul și nu este doar un disconfort olfactiv, ci a devenit în timp un real pericol pentru sănătatea și viața ploieștenilor. Potrivit statisticilor Direcției de Sănătate Publică Prahova, în ultimii ani, nu doar incidența bolilor pulmonare și a tumorilor a crescut semnificativ, ci și mortalitatea infantilă prin boli respiratorii. Doar în anul 2012, 423 de ploieșteni au decedat din cauza unor tumori maligne, iar 94 dintre aceștia au avut tumori maligne respiratorii. Stimați colegi, consider că este de datoria mea să vin în sprijinul ploieștenilor, care deja au lansat o petiție online prin care solicită primăriei, Consiliul Local și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor să ia măsurile necesare pentru a reduce poluarea din Ploiești. Consider de asemenea binevenită și susțin inițiativa primarului Ploieștiului de a stabili întâlniri cu reprezentanții Gărzii de Mediu Prahova, dar și cu reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului pentru a găsi soluțiile cele mai bune. Toate aceste măsuri, alături de întâlnirile ce urmează să fie programate între reprezentanții municipalității și marile firme poluatoare de pe raza orașului Ploiești, precum și efectuarea unui studiu pentru a identifica atât cauza concretă a poluării, cât și zonele în care aceasta este răspândită, mă fac să am încredere că această situație gravă nu va continua mult timp, iar cetățenii Ploieștiului vor respira din nou un aer curat. Vă mulțumesc, Paul Dumbrăvanu, deputat PNL Prahova.